Mai avem nevoie de conexiunea la gaz, mai exact de un branșament la rețeaua de gaz? Despre asta vom vorbi astăzi și am să încerc în această prezentare să fiu cât se poate de succint în 5 pași, să vedem dacă mai avem nevoie de conexiunea la gaz. Înainte de a începe această discuție, am să te duc aminte de butonul de like, ajută foarte mult acest videoclip și dacă încă nu ești abonat la acest canal, apasă butonul de subscribe, nu te costă nimic, astfel încât vei primi informații gratuite atunci când eu aduc clipuri noi. Acum, hai să vorbim despre acest subiect și să plecăm de la întrebarea pe care o auzim tot mai des. De ce am mai avea nevoie de conexiunea la gaz? Această întrebare ajunge să fie rostită de cât mai mulți oameni, mai ales în momentul în care vor iniția un proiect și vor pune pe hârtie ideile și proiectul mult dorit. Așa că discuția de astăzi se va rezuma la a discuta despre câțiva pași care pot elucida puțin această întrebare, astfel încât să găsești un răspuns mai clar pentru tine, dacă mai putem sau dacă mai suntem dependenți de o conexiune, de un branșament la rețeaua de gaz. Pentru a detalia acest pas, o să discutăm în 5 puncte despre care sunt soluțiile pe care le puteți face pentru a vă face o idee mai clară. Pasul 1. Identificați alternativele la încălzirea construcției, încălzirea locuinței pe care în mod normal ați face-o cu o centrală pe gaz. Trebuie să identificați niște alternative la partea asta de încălzire. Pentru a lua în calcul alternative, spre exemplu cum ar fi o pompă de căldură aer-apă sau o pompă de căldură cu, nu știu, energie geotermală, ar trebui să vă faceți o idee de costuri. Cum faceți treaba asta? Păi, este atât de simplu, astfel încât veți face un, să zic, un comparativ destul de clar. Cât vă costă branșamentul și cât vă costă un echipament, cum ar fi o pompă de căldură. S-ar putea să aveți o surpriză destul de mare. Eu nu o să vorbesc acum despre costuri, pentru că aceste costuri pot varia destul de mult. Însă, v-am dat vouă această indicație, astfel încât să aveți ce pune pe hârtie în momentul în care veți lua decizia corectă. Revenind, acum avem alternative și avem alternative bazate pe tehnologie, astfel încât conexiunea și branșamentul la o rețea de gaz pentru a asigura încălzirea casei sau producția de apă caldă menajeră nu mai este ceva obligatoriu. Avem soluții. Avem, spre exemplu, pompa de căldură care ne poate ajuta. Avem, spre exemplu, panouri solare care ne pot produce apa caldă menajeră pe timp de vară. În felul acesta, nu mai avem nevoie de o centrală pe gaz care să ne producă apa caldă. Deci, zic eu că acest prim pas l-am rezolvat foarte ușor pentru că avem alternative. Al doilea pas ar fi înlocuirea echipamentelor de gătit și aici ne referim la mașinile de gătit, paranteză aragaze, care de cele mai multe ori au fost înlocuite în mod natural de către utilizator cu niște echipamente mai moderne, mai confortabile, cum ar fi plitele pe inducție, plitele electrice. Cred eu că acest al doilea pas nu este deloc greu de implementat pentru că e un confort pe care îl căutăm sau mă rog am văzut în ultimii 5 ani de zile că din ce în ce mai mulți oameni adoptă această soluție pentru bucătăriile lor. Pasul numărul 3 ar fi îmbunătățirea izolației casei. În felul acesta veți ajusta consumul energetic pentru casa voastră și totodată performanța energetică. De exemplu, dacă veți ajusta izolația casei, veți avea un consum mult mai redus de energie electrică dacă veți adopta o soluție cu o pompă de căldură, spre exemplu, sau o centrală electrică. Asta este foarte important pentru că o centrală pe gaz, în momentul în care o casă nu era bine izolată, ea se adapta prin consum exagerat de sigur, astfel încât să vă livreze temperatura de 23 pe care o comandați, însă nu făcea altceva decât să acopere deficitul pe care construcția în sine de fapt îl pierdea. Până la urma urmei, este foarte important să vă uitați la o construcție să fie cât mai sănătoasă și când vorbim despre o construcție sănătoasă, ne raportăm să fie corect făcută și să fie cât mai eficientă, cât mai bine izolată. Pasul numărul 4 ar fi stocarea energiei electrice, pentru că în felul acesta veți avea energie disponibilă oricând, în orice situație. Odată ce am eliminat branșamentul de gaz, ne vom raporta în mare parte la energie electrică și pentru a fi tot timpul în siguranță, să avem un backup, e bine să luăm în calcul un depozit de energie electrică. Treaba asta se poate face doar cu baterii speciale pentru a depozita energie electrică captată din panourile fotovoltaice. Pasul numărul 5 ar fi să luați legătura cu un specialist care să vă asiste și să vă consilieze pe tot parcursul acestei tranziții. Tranziție de la rețeaua de gaz sau de la o conexiune clasică
un branșament la rețeaua de gaz către un sistem bazat pe tehnologie și pe energie verde regenerabilă, cum ar fi energia electrică. Un astfel de consultant vă va ajuta în fiecare etapă, mai ales în primele 4 puncte pe care deja l-am menționat, astfel încât să faceți un comparator, mai ales financiar, să vă faceți o idee care ar fi pașii și care ar fi costurile. Spun asta deoarece un astfel de consultant va fi foarte important să vă fie alături în acest proces, pentru că nu este suficient un astfel de video cu câțiva pași puși așa în repede înainte. Eu ceea ce prezint aici este o chestie foarte succintă, discuțiile ar fi mult mai detaliate și ar dura mult mai mult. Un astfel de specialist va fi alături de voi în tot acest proces și vă va expune și vă va pune pe hârtie toate detaliile de care trebuie să știți și de care aveți nevoie. Este foarte important să rețineți că aceste investiții, în primă fază, par costisitoare, însă pe termen lung, procesul de amortizare se va demonstra prin consumul mult mai economic. Pe lângă acest aspect, trebuie să mai rețineți un lucru, un detaliu foarte important, că modul de utilizare și a vă baza pe energie electrică, o energie regenerabilă, vă va face mult mai prietenoși cu mediul înconjurător. Eu am încercat să fiu cât se poate de succint cu aceste 5 puncte cu privire la alternativa la un branșament la rețeaua de gaz. Eu nu am absolut nimic cu rețeaua de gaz, nu spun că nu vă puteți conecta la rețeaua de gaz, însă am vrut să vă prezint faptul că nu mai este obligatoriu să rămâneți blocați în branșamentul de gaz. Am văzut de-a lungul timpului foarte multe proiecte care s-au blocat pentru simplu fapt că nu au mai dorit clienții respectiv, nu au mai dorit achiziția terenului respectiv pentru că nu era țeava de gaz la poartă. Nu, acum nu mai suntem blocați de treaba asta. Acesta este un subiect prezentat cât se poate de succint, discuția asta poate fi mult mai detaliată și vă recomand să discutați cu detaliu cu un specialist sau dacă aveți nevoie de alte detalii și aveți alte întrebări, rubrica de comentarii este disponibilă pentru voi și puteți pune acolo întrebările respective astfel încât eu să încerc să vă răspund cât se poate de specific. Sper eu că ți-a plăcut acest videoclip și pentru asta mi-ar plăcea tare mult să știu că ai apăsat butonul de like și dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, acum e momentul să apeși butonul de subscribe. Contează foarte mult pentru că în felul acesta vei fi notificat, dacă apeși clopoțelul, atunci când eu aduc clipuri noi. De asemenea, dacă vrei să devii membru al canalului meu, lângă butonul de subscribe ai și butonul de join sau de alătură-te și în felul acesta vei face parte din comunitatea canalului meu. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!